Bună seara! 260 de cazuri de infecție cu COVID-19 pe teritoriul României. Dintre acestea, 43 diagnosticate astăzi. Tocmai de aceea, doamnelor și domnilor, stăm de vorbă cu medici. De la ei și doar de la ei putem afla care este tratamentul, care sunt previziunile, când va fi vârful epidemiei în România, pentru că asta spun absolut toți specialiștii, încă nu am ajuns în acel punct critic. Tocmai de aceea am pregătit un interviu cu medicul care a vindecat coronavirusul, domnul doctor Virgil Musta. Un interviu realizat, este medic primar de boli infecțioase la Spitalul Victor Babeș din Timișoara. Chiar acum urmăriți un interviu realizat de colega mea, Petronela Axinte. Aceste măsuri de protecție sunt esențiale. Aș vrea să subliniez, aș vrea să încep cu acest lucru. Este singurul mod eficient de a împiedica răspândirea într-un timp foarte scurt a acestei infecții, cu consecințele pe care le vedem și în Italia. Sunt două căi de transmitere. Prima cale de transmitere este calea aeriană, prin picăturile care ies în momentul când vorbim, tușim sau scuipăm, și a doua cale este pe calea fecal-orală, pentru că eliminăm virusul prin scaun. Această cale este în principal prin contaminarea suprafețelor, a mâinilor, de fapt contaminarea mâinilor, după care secundar contaminarea suprafețelor, obiectelor, poate a alimentelor pe care le mâncăm. Și atunci sunt măsuri pentru fiecare cale. Pentru calea aeriană, această distanțare socială este o măsură bună, pentru că cu cât luăm contact mai puțin unul față de altul, n-avem de unde să ne contaminăm. Datorită faptului că statisticile, atât în China cât în Italia, arată că cei mai sensibili la boală și care fac forme severe și cu deces sunt bătrânii și persoane cu boli grave sau boli asociate, diabet, obezitate, boli cronice de plămâni, boli cronice de ficat, boli cronice de inimă sau alte boli, neoplasii, toți acestea intră într-o categorie de factor de risc și ei trebuie să fie mult mai atenți. Ei și noi, aparținătorii lor, pentru că noi putem să îi îmbolnăvim pe ei, iar ei fac forme severe și mor. Dacă ținem la părinții noștri, la prietenii, la rudele noastre care sunt în această situație, căutăm să izolăm cât se poate de mult. Sunt deja 3 săptămâni de când acest virus a ajuns în România și cu toate acestea am văzut cazuri foarte ușoare, cel puțin până la această oră. Care este explicația? Au ajuns acești pacienți foarte devreme la spital? Noi determinăm cazurile care sunt în carantină, carantinate, și aproape toți cei care sunt carantinați sunt persoane tinere, care lucrează în Italia și au venit din Italia și sunt în carantina statului. Mai determinăm persoane care au avut simptomatologie pentru că s-au încadrat în definiția de caz, adică au fost recent într-o zonă cu endemică, zonă cu multe cazuri. Iar dacă pe aceștia am găsit, toți contactii aceștia au fost depistați. Cu cât au fost mai devreme depistate cazurile pozitive, cu atât mai repede am reușit să izolăm cazul, pentru că l-am internat în spital și n-au reușit să transmită la foarte multă lume. Dar, la un moment dat, posibil ca epidemia să izbucnească, să apară un număr mult mai mare de cazuri și în această situație, sigur, vor apare și la persoane de risc, sigur și la bătrâni, care nu știu dacă deocamdată avem capacitatea de a-i izola și de a-i feri. Apoi, eu cred că destul de multă lume a înțeles că e bine să evite aglomerațiile. S-au luat măsuri în magazine să nu mai fie lăsat decât un număr foarte mic de oameni. Dacă stau la coadă, să stau în exterior, pentru că contaminarea în aer liber este mult mai mică decât într-o încăpere. Aerul mișcându-se elimină, disipează virusii, îi împrăște și atunci n-ajunge o cantitate foarte mare de virus la nivelul căilor aeriene cu care să te contaminezi. Cred că lumea mai înțeles că nu este bine să stai mai aproape de 2 metri, pentru că transmiterea la contact apropiat este mult mai mare decât dacă stai la o distanță de peste 2 metri și
la intervale mai mari de 15 minute. Deci recomand contacte cât mai scurte și cât mai la distanță. Dar, domnule doctor, deși se cunosc destul de puține lucruri despre acest nou coronavirus, se tot vorbește despre două forme distincte și cum că în România ar fi ajuns virusul mai ușor, să spun, acea formă mai ușoară. Dar nu există această teorie, nu este fundamentată științific. Noi nu avem determinări virusologice, sunt doar câteva laboratoare în lume care pot face aceste cercetări. Pentru că am avut cazuri ușoare, dar majoritatea a fost la tine, s-a presupus acest lucru. Nici în lume studiile nu arată exact existența acestor două tipuri. Se presupune, sunt studii în acest sens. Deci nu pot susține această teorie, cu atât mai mult cu cât, vedeți, virusul care vine de la noi, vine în mare parte din Italia. Pentru că ei au avut primele cazuri și au fost aduse de compatrioți de noștri care au venit din Italia. Și primele cazuri în Europa, iar italienii au forme foarte severe și au o foarte mare patologie, foarte mulți oameni prezintă această patologie. Deci nu știu dacă este real. Eu cred că mai degrabă faptul că noi depistăm în mare majoritate această infecție deocamdată la tineri. Asta înseamnă că ar trebui să avem cât mai multe kituri, să facem cât mai multe teste ale persoanelor care vin, ale contactilor, ca să depistăm. Da, este una din politicile bune pe care coreenii au luat-o pentru a face cât mai multe determinări și a căuta să depistezi focare pentru a le putea izola și a întrerupe această virică epidemiologică. Președintele OMS-ului ieri într-un interviu spunea depistați, depistați, depistați. În sensul că să se facă multe, multe teste ca să... Este singura variantă în care lucrăm științific pentru împiedicarea verigilor epidemiologice. Dar putem lua politici, că fiecare țară are particularitățile ei și sunt țări bogate care își permit să facă foarte multe teste, țări sărace care își permit puține teste. Și atunci, dar poți avea o politică de a izola cei cu risc, poți avea o politică de îndepărtare socială a oamenilor, pentru ca tocmai să împiedici transmiterea și să sistemul de sănătate să facă față formelor severe într-o perioadă mai lungă de timp. Să nu vină foarte multe forme severe într-o perioadă scurtă, pentru că înăbușe sistemul de sănătate. Exact acest lucru se întâmplă în Italia la ora asta. Când vom avea un vaccin? Cât de avansate sunt cercetările în această privință? Cercetările sunt destul de avansate, sunt mai multe firme care studiază diferite metode terapeutice, vaccin, imunoglobuline, care posibil să fie eficiente. Doar că pentru a omologa un astfel de medicament, un astfel de vaccin, trebuie neapărat urmați anumiți pași. Iar acești pași nu pot fi făcuți peste noapte. Deci foarte probabil că în momentul în care va fi vârful de epidemie de la noi din țară, nu vom beneficia de acest vaccin. Acest vaccin va fi făcut probabil pentru cazurile ulterioare sau dacă mai apar alte epidemii cu acest virus. Informația momentului este alertă în județul Suceava. Un bebeluș de 10 luni este suspect de coronavirus. Mama proaspăt întoarsă din Italia a fugit de acasă. Este căutată în acest moment cu poliția. Mai multe detalii are Alina Iosif. Bună seara, Alina! Bună seara! Este vorba despre un bebeluș de 10 luni din județul Botoșani. Acesta a fost internat la Spitalul Județean din Botoșani cu suspiciune de coronavirus. Are simptome de coronavirus, spun medicii. Tot medicii au aflat de la tatăl copilului, cel care a sunat la 112 pentru ca micuțul să fie luat cu o ambulanță, că mama s-a întors zilele trecute din Italia. Cei doi soți sunt în divorț, iar copilul se află în grija tatălui. Mama a trecut la domiciliul tatălui, și-a luat copilul în brațe, l-a sărutat, după care a dispărut fără urmă. Astăzi, în această dimineață, copilul a fost adus la spital, s-au prelevat probe pentru a se stabili dacă el are sau nu
coronavirus. Mama este acum căutată inclusiv de poliție. Vor să vadă în ce stare este și să depisteze din ce zonă din Italia vine aceasta. Mulțumesc, Alina. În legătură telefonică directă cu noi, domnul doctor Cătălin Apostolescu, este medic primar de boli infecțioase la Institutul Matei Balș. Domnule doctor, bună seara. Nici nu vă cer să calificați în vreun fel gestul mamei, pentru că este incalificabil. Eu v-aș întreba ce se întâmplă cu bebelușul, pentru că e vorba de un copilaj de 10 luni. Care e procedura mai departe? Nu mă pun să comentez un caz din București, cazul fiind la Suceava. Nu pot să fac asta de evaluări. Ce știm în momentul de față este că, în general, copiii de vârste foarte mici fac forme foarte ușoare de boală. Ce se va întâmpla în cazul acestui bebeluș, însă nu pot să apreciez. Bun. Nu vorbim de cazul punctual, însă, cu siguranță, în atâția ani de medicină, ați văzut tot felul de oameni. Toate tipologiile umane cu putință. Vă întreb așa, aveți o explicație pentru oamenii care se întorc din zonele acestea, așa numite zone roșii sau zonele galbene, și nu sunt în niciun fel temători că ar putea fi nu doar ei înșiși infectați, ci ar putea infecta pe alții? În mod categoric, acești oameni pun în pericol paradoxal viața celor dragi lor. Copiii, părinți, rude apropiate, prieteni și așa mai departe. Ei, în mod normal, în momentul în care știau că locuiesc într-o zonă contaminat, ar fi trebuit să rămână acolo. Ăsta este și apelul făcut de autorități către cetățenii români care vin în țară. V-aș întreba, domnule doctor, cu privire la evoluția din România. Astăzi n-am avut, slavă Domnului, un număr mare de cazuri. Am avut 43, deci nu este acea creștere exponențială de care cu toții suntem îngroziți. Să respirăm ușurat sau e încă prea devreme? Este mult prea devreme. Gândiți-vă că toate aceste 43 de cazuri au avut contacte. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, s-ar putea să fie liniștea dinaintea furtului. Ce înseamnă asta, domnule doctor? Că deja vă spun sincer că m-a luat așa cu o ușoară panică, dar auzindu-vă. Dacă vă uitați, 2-3 săptămâni în urmă, și Franța, și Germania, și Italia au avut o perioadă în care au avut 100, 200, 300 de cazuri, dar marea majoritate din ele erau cât de cât izolate sau erau în niște clustere foarte mici, după care a urmat explozia cu mii de cazuri. Prin urmare, ar trebui să fim naivi, să sperăm că nu se va întâmpla același lucru și la noi. Mii de cazuri și la noi? Da. Domnule doctor, iarăși există foarte multă panică, din păcate, nu e doar în România, este peste tot în lume acest tip de panică. La mii de cazuri va face față sistemul medical românesc? Dacă aceste mii de cazuri vor fi cazuri ușoare și medii, da, vom face față. Dacă însă ne vom confrunta cu cazuri severe, așa cum s-a exprimat și antevorbitorul meu, sistemul medical se va colmata, paturile se vor umple rapid și după aceea... Ați făcut o afirmație care poate părea șocantă și este la prima vedere, dar cred că ea corespunde realității din teren. Ați spus așa, va veni momentul ca românii să stea în corturi militare, pat lângă pat, și trebuie să fie pregătiți psihologic. Ce să înțelegem de aici? Afirmație. Poftim? Ce să înțelegem de aici? Că o să fie numărul mare de îmbolnăviri, că nu o să în aveți... În care numărul de îmbolnăviri va depăși capacitatea de absorpție a spitalelor, da, se vor recurge și astfel de măsuri. Când estimați vârful epidemiei în România? Se poate face o estimare? Conform modelelor matematice care ne-au fost furnizate, conform modelului de evoluție în țările din vestul Europei, apreciem că vârful evoluției va fi cam peste o lună și jumătate și în România. Domnule doctor, de asemenea am auzit de data asta oameni politici, președintele Trump, spre exemplu, vorbind cu specialiștii din Statele Unite, estima sfârșitul acestei pandemii undeva iulie-august. E o așteptare și a medicilor din România să se întâmple și în România? Nu ne putem aștepta că o epidemie se termine într-o săptămână sau într-o lună. O epidemie medie durează 4-6 luni de zile. 4-6 luni de zile? Da.
Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. De asemenea, alături de noi este și jurnalistul Sorin Roșca-Stănescu și, de asemenea, în legătură telefonică cu noi, Costi Soare, pentru că avem această... îmi spun colegii că e colegul meu, este live. Costi, vorbea domnul doctor de faptul că românii trebuie să fie pregătiți pentru a fi tratați în corturi, în curte, în corturi militare, pat lângă pat. Astăzi informația este că președintele Iohannis a discutat cu ministrul apărării. De asemenea, avem și imagini cu un spital care urmează să fie, un spital militar care urmează să fie amplasat. Te rog. Bună seara, Lili, bun găsit doamnelor și domnilor. Președintele României, Klaus Iohannis, l-a sunat pe ministrul apărării, Nicolae Ciucă, și l-a întrebat despre stadiul implementării măsurilor prevăzute în acel decret. Nicolae Ciucă l-a asigurat pe președintele României că până acum armata a făcut toate demersurile necesare la solicitarea, de exemplu, a Ministerului de Interne. Vorbim și despre 11 corturi amplasate la diverse spitale militare sau civile din România. Însă, de departe, cea mai importantă informație de astăzi vine de la Ministerul Apărării, care a anunțat că au început să monteze Spitalul Militar de Campanie Rol 2. Se întâmplă undeva la ieșirea din capitală, în Otopeni, în zona Ana Aslan. Acel spital de campanie va fi gata instalat în aproximativ 5 zile. Are absolut toate dotările, inclusiv laborator, spațiu de dezinfectare, și după ce va fi montat, se așteaptă avizul de la Ministerul Sănătății. În acest spital de campanie, a mai fost montat în 2015, când a apărut problema cu virusul Ebola, s-ar urma să fie internați toți cei cu probleme minore sau medii din cauza coronavirus. Mulțumesc foarte mult, Costi. Domnule doctor, se mai pune problema de internări pentru infecții medii? Se va pune vreodată această problemă? Bun, s-a întrerupt legătura. Domnule Roșca-Stănescu, pregătirile sunt astea. L-ați auzit și pe domnul doctor Apostolescu vorbind despre varianta miilor de îmbolnăviri. Eu vă mărturisesc sincer că astăzi am respirat ușurat. Am zis, domne, 43 de cazuri, Doamne ajută, poate așa o rămâne. Ieri am felicitat armata română, conducerea armatei române, pentru că a trecut la o mobilizare serioasă și că se pregătește să facă parte, cu ceea ce poate să facă parte, din această luptă împotriva pandemiei. Din păcate, la o altă televiziune am fost admonestat și mi s-a spus că panichez populația. Nu, nu este un semn de panică faptul că se implică armata, ci asta ar trebui să ne liniștească. Armata înseamnă efective umane considerabile, efective logistice foarte importante, înseamnă medici foarte buni, înseamnă asistenți, înseamnă aparatură, înseamnă un sprijin extraordinar în această luptă pe care o dăm pentru a încetini dinamica de propagare a virusului. E bine că intervine armata.